Doamnelor și domnilor, bun regăsit în presezonul 2024-2025, aceeași Laura Hulubei aici în platou pentru FC Botoșani, așa cum s-a întâmplat în ultimele două sezoane. Vorbim despre finalul sezonului 2023-2024, marea reușită pe care FC Botoșani a consemnat-o prin a se salva de la retrogradare și a ajunge în cel de-al 12-lea sezon de Liga 1 neîntrerupt. O să tot marșăm pe ideea de 12 pentru că, iată, e o performanță. Sunt ferm convinsă că e o performanță pe care nu foarte multe echipe au reușit-o și mai ales dacă vorbim despre echipe care nu au puterea financiară, pe care o au granzii campionatului, care sunt obișnuiți ai cupelor europene și ai luptei pentru titlu. Pentru play-off s-a luptat și FC Botoșani în multe dintre sezoanele acestea, 12, și asta ne dorim și în sezonul care va începe la mijlocul lunii iulie. Nu puteam începe altfel seria edițiilor din acest sezon decât prin a îl avea invitat alături de mine în platou pe antrenorul principal Bogdan Andone, pe care din tâi trebuie să-l felicit pentru reușita din sezonul anterior și, bineînțeles, pentru prelungirea contractului. Bună ziua și mulțumesc pentru felicitări, dar cred că în primul rând trebuie să meargă spre băieți, pentru că practic ei au dus greul în această primăvară și ei au reușit această performanță extraordinară cu rezultatele și meciurile extraordinare din această primăvară. Se spune că fotbalul fără adrenalină nu prea are farmec, dar parcă prea mult adrenalină a fost aici pe Municipal. Chiar așa și este, da. Un fotbal, să spun, fără sare și piper nu atrage nici spectatori, nu e un fotbal spectaculos, dar cred că noi am fost la extrema opusă. La noi fiecare meci a fost condimentat cu de toate, cu răsturnări de scor, cu meciuri memorabile, cu victorii sau înfrângeri sau în puncte pierdute în prelungiri. Dar ce e important, că până la urmă am reușit împreună cu suporterii, cu echipa, toți oamenii din cadrul clubului să facem tot ce a ținut de noi, să menținem această echipă în Liga 1, care până la urmă a fost cel mai important lucru și obiectivul principal. Continuitate. Asta vorbeam cu băieții la vizita medicală pe care au efectuat-o zilele trecute, că leitmotivul acestui sezon este continuitatea, atât în ceea ce privește, ce vă privește pe voi, staful tehnic, cât și în ceea ce privește majoritatea lotului. Și cred că întotdeauna e un avantaj faptul că există continuitate, omogenitate, că nu mai trebuie, nu mai ai misiunea complicată din iarnă să omogenizezi un lot, să creezi relații de joc, ci sunt toate aproape făcute, să le spunem că nu sunt chiar de tot făcute. Da, da, asta îmi doresc și eu, asta am discutat și cu patronul clubului la discuția care am avut-o și cu președintele clubului, să avem continuitate, să încercăm să, în primul rând, să ținem jucătorii noștri de bază, jucătorii care au demonstrat în primăvară că dau totul pentru echipă, că își doresc să performeze la această echipă și că această echipă să aibă rezultate. Ăsta a fost primul nostru target. Mă bucur foarte mult că am reușit să prenoim contractele lui Miron, Benzar, Celea, foarte mulți jucători, la Enzo Lopez, la final de contract, Aldair. Iar în afară de jucătorii care au dus greu, să încercăm să găsim încă 2-3 jucători care să ne aducă un plus de valoare, poate un plus de calitate în pozițiile pe care avem nevoie ca să devenim o echipă mai puternică. Și pe lângă acești jucători să creștem și 2-3-4 jucători tineri, care să vină și din academia noastră, să le dăm continuitate copiilor, e un aspect extrem de important, și să vedem dacă reușim în țară. Am urmărit încă 2-3 jucători de la alte echipe, să vedem ce soluții avem, toți jucători tineri, care să devină jucătorii noștri. Aici aș avea și 2-3 exemple. Este un jucător care a jucat la Ceahlău, Piatra Neamț, Savu, 2003 născut. Este Raul Bolohan de la Mioveni, care l-am urmărit când am pregătit jocul cu Mioveni. Jucător tineri, jucători care pot să vină și să ajute echipa în viitor să crească alături de jucătorii noștri tineri, pentru că cred că în viitor, dacă facem lucrurile bine, vom putea să avem poate mai mulți jucători tineri și mai mulți jucători din Botoșani în echipă. Mai ales că din sezonul acesta mai intervine o regulă, cea cu 5 jucători români pe tot parcursul partidelor pe teren, cât de mult încurcă? Pentru că FC Botoșani s-a bazat mult pe români și în sezonul anterior. Da, pentru mine e binevenită, pentru că
fiind campionatul României, eu zic că ar fi putut fi această listă chiar mai lungă, poate la 6 sau chiar 7 jucători nu români. Nu le dai idei. Pentru că cred că până la urmă jucătorii noștri și copiii noștri trebuie să aibă ei locul lor și ei să aibă șansa să se dezvolte. Nu să aducem foarte mulți jucători din străinătate. Da, sunt de acord, aduc jucători din străinătate, dar să vină cu un bagaj de calitate, de experiență, de valoare, care să ridice într-adevăr nivelul acelei echipe. Nu să aduci 20 de jucători din străinătate și, eu știu, 10 dintre ei să fie mai slab sau nici măcar la nivelul lotului. Tocmai de aceea, chiar și pentru această deplasare în Austria, acest cantonament, am făcut ieri, astăzi, ceva jocuri școală între copiii de la Academie, anii născuți 2006, 2007, 2008, să vedem puțin ce vine din spate. Am remarcat câțiva copilași cu talent, cu perspective, care trebuie să-i urmărim, iar pe unul dintre ei chiar îl vom lua în acest cantonament din Austria, să facă deplasarea, să stea alături de noi, ca să le arătăm celorlalți băieți că sunt în atenția noastră și că ne pasă de ei. Până la urmă, din punctul meu de vedere, ei sunt viitorul acestei echipe. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că noi purtăm discuția asta la câteva ore înainte de plecarea voastră către Austria. Vor fi zile încărcate, zile în care să vă puneți la punct. Pentru că, iată, iarăși intervalul de timp între campionate e unul destul de scurt. Noul sezon de Superliga va începe înainte de finala Euro 2024. De ce nu se știe, dar practic de când vă întoarceți voi de pe 6 iulie până în momentul primului meci ar putea fi un interval de vreo 6-7 zile, atât. Da. Da, din păcate este o vacanță sau a fost o vacanță extrem de scurtă, este o perioadă de presezon, să spun din nou, extrem de scurtă, cred că e cea mai scurtă din cariera mea fotbalistică de jucător sau antrenor, sunt practic 4 săptămâni până la prima etapă. Sper că această omogenitate de care ai adus vorba mai devreme să fie un atu pentru noi și va fi un factor important, dar în același timp nu știu dacă e suficient această perioadă să ne punem la punct fizic, pentru că noi în primăvară ca echipă am arătat, eu zic că bine spre foarte bine din punct de vedere fizic al intensității jocului. Avem nevoie să ajungem la niște parametri buni, probabil undeva 5, 6, poate 7 săptămâni să ajungem la o formă bună. Nu mă sperie deloc acest lucru, doar că e nevoie de muncă multă, e nevoie de timp, de răbdare și sper să avem și șansa unui program, să spun așa, accesibil pe început, în care să reușim să strângem puncte ca să ne putem apoi calcula bine pașii. Și uite, așa mi-ai furat următoarea întrebare, că voiam să aflu care îi vrea să fie adversarul cu care să debuteze FC Botoșani în Superliga și dacă vrei un meci pe teren propriu sau unul în deplasare. Nu am preferințe vis-a-vis de adversari. Poate fi și o echipă puternică de cupe europene, poate fi și o echipă nou promovată, dar aș prefera ca primul joc să fie pe teren propriu, pentru că mi-e dor de atmosfera cu suporterii, mi-e dor de ceea ce am trăit în primăvară, acel entuziasm, de un stadion plin din nou, mai ales acum fiind vară, probabil se va juca seara nocturnă, va fi un nou început de sezon, cu siguranță lumea va fi, eu știu, dornică să vină la stadion din nou să vadă echipa care practic a rămas în Liga 1, plus jucătorii noi veniți. Cred că ar fi bine un joc acasă și chiar cu un adversar puternic. Poate ar fi cu atât mai mult un stimulent și pentru noi și pentru suporteri ca să facem noi un joc bun și stadionul să fie plin. Spuneai imediat după semnarea noului contract faptul că îți dorești un vârf de atac cu statură. Un vârf de atac care să fie acel pivot. S-a găsit jucătorul ideal? Mă rog, aproape de ideal, că ideal nu cred că are posibilitate financiară FC Botoșani să aducă un Ronaldo. Da. Încă nu am reușit și nu vreau să ne grăbim sau să mă grăbesc să aduc un jucător care poate să nu se potrivească sau să nu se integreze în jocul nostru. Tocmai de aceea căutăm cu atenție.
Avem deocamdată important Enzo Lopez, a semnat prelungire de contract, ca prof la fel. A revenit Chică Roșă de la Buzău după împrumut, va face din nou pregătirea cu noi și sper să fie o pregătire bună pentru el și să fie un jucător care să ne poată ajuta. Fiul Lop în continuare a semnat, așa că deocamdată suntem acoperiți. Dacă vom găsi atacantul respectiv, chiar trebuie ceva, să spun așa, exemplu undeva spre Lucasen. Cam ăsta ar fi profilul jucătorului. Un jucător puternic, un jucător care, sau Dugan Gigi care a fost înainte. Cam ăsta e profilul care îl căutăm. Din păcate nu am găsit nimic, nici cel puțin așa, care să ne pună pe gânduri. Dar mai are România astfel de atacanți? Că uite, mă uit, nu doar în Moldova suferă fotbalul în ceea ce privește aceste vârfuri cu statură impozantă, vârfuri de gura porții, cum li se spune odinioară. Majoritatea echipelor suferă la capitolul acesta. Așa e, din păcate sunt destul de rar și tot mai greu de găsit acest profil de jucători. Tocmai de aceea spun că poate pe viitor ar trebui să ne organizăm, reorganizăm puțin din mers cu Academia sau poate chiar cu crearea unei echipe a doua, care să poate Liga a treia sau așa, unde copiii să aibă posibilitatea să se dezvolte. Pentru că aceste trialuri care le-am făcut în zilele de ieri și de astăzi, am văzut niște jucători interesanți, chiar am văzut un copilaș de undeva 18-19 ani, cu un fizic extraordinar, un atacant, dar poate unul 90, un jucător român, jucător care cu calități extraordinare. Cred că dacă ar fi lucrat și ar avea șansa să se antreneze mai mult cu o echipă de Liga 1, ar putea deveni un jucător foarte bun. Deci cred cu tărie că noi avem acești jucători de valoare sau potențială valoare, dar încă nu le dăm destul atenție și nu îi pregătim suficient ca să-i ajutăm ca ei să poată face pasul la un nivel mai înalt. Că nu e simplu tranziția între juniorat și seniori, e un pas dificil în care, din păcate, mulți copii se pierd. Nici măcar seniorii, dacă trec de la Liga a doua la Liga a întâi, și acolo se pierd mulți, dar aminte la o vârstă mai fragedă, unde orice moment, până la urmă, psihologic ar putea duce la o decădere. Așa e, așa e, că aici e pragul e vârsta asta, undeva 17-18 ani, prasul spre 19-20, acolo e și... Din asta nu înțeleg de ce la noi în țară unele echipe care au avut Liga 3, unele echipe din Superliga, având Liga 3, au renunțat la ele și aici avem destule exemple la echipele din București, echipele de top chiar, iar unele echipe care au, poate nu le dau copiilor atât de mare importanță, pentru că dacă ne uităm așa și la echipele naționale de juniori, am început să facem rezultate importante. Chiar îmi pare rău de copilașii care am văzut în zilele astea, că erau, cred că din câți am văzut, 30, poate în jur de 30, cred că 6, 7, 8 ar fi meritat o nouă șansă sau să aibă șansă să se antreneze cu o echipă, cel puțin o perioadă de timp să vedem cum se adaptează, pentru că sunt chiar jucători buni, jucători cu calități, jucători care dacă ar fi ajutați, eu cred cu tărie că ar putea face pasul și ar putea ajuta echipa în viitor, nu astăzi sau mâine. Dar într-un viitor, 6 luni, un an de zile, ei ar trebui pregătiți. Că altfel e greu. E ca și cum ai venit de la grădiniță sau de la școala primară să mergi direct la liceu. Sar niște pași, e imposibil să te acomodezi, să te adaptezi, n-ai cunoștințele necesare din punct de vedere fizic, din punct de vedere tactic, sunt o grămadă de factori. Și tocmai din asta cred că ar trebui să dăm mult mai mare atenție copiilor și să încercăm să-i ajutăm ca să se poată integra, ca apoi să ne putem folosi de ei și de ce nu la un moment dat chiar să poți să vinzi jucători și să trăiești din banii care îi faci din vânzarea jucătorilor tineri, practic, care tu poți să-i crești aici. Având în vedere faptul că ai semnat un contract valabil pe 2 sezoane și poți să-ți faci cumva planuri de viitor, te-ai gândit la o eventuală discuție cu domnul Liftime despre o echipă a doua care să evolueze într-o ligă inferioară și să poată fi această pepinieră despre care vorbim? O să încerc să am o discuție cu dânsul acum când vom ajunge în Austria și va veni și dânsul la cantonament. Dar cred că în acest sezon deja e târziu, pentru că am intrat deja pe partea a doua a verii din punct de vedere fotbalistic și s-au făcut deja înscrierile la toate ligile, dar... trebuie să găsim o soluție, să vedem la juniorii mai mari, la elită de la anul, să vedem cum putem să adunăm
câțiva copilași, pentru că astăzi am văzut din toată zona, și din zona Botoșani și din zona Sucevei au fost, și la meciul trecut la fel, generația 2006-7-8, deci copii, copilași talentați, copilași cu potențial, și chiar mă bucur că am reușit și să luăm pe Ștefan cu noi, pentru că 2006 născut, încă un copilaș crud, dar un copil care eu cred că va avea un viitor frumos în fotbal și e crescut la Academia noastră. Și mai ales că are ocazia acum să vadă la lucru, iată, pe cei de la echipa mare, care ar putea deveni modele pentru, și sunt sigură că deja cumva are câteva modele din echipa mare, pentru că, practic, fără echipa asta mare, nu ar mai, s-ar fi stins multe vise pe aici, da, prin Botoșani. Așa e, asta este un aspect important pentru ei și, până la urmă, toți copiii care acum în primăvară am văzut practic la stadion, indiferent că aveam antren dimineața, uneori terminam seara, era plin de copilași care veneau să susțină echipa tot timpul la antrenamente, să vină să facă poze, deci a fost o emulație extraordinară. Practic, jucătorii de la echipa de seniori sunt idolii lor la nivel local și, cum foarte bine ai spus, sunt modelele lor de urmat. Antrenându-te cu ei zi de zi, poți să înveți lucruri de la ei, cum se spunea pe vremuri, practic furi meserie. Asta e practic, înveți și înveți lucruri concrete, vezi cum se antrenează, vezi cum se comportă, sunt lucruri extrem de importante care îi vor ajuta apoi în cariera lor viitoare. Sunt aspecte extrem de importante pentru ei. Mă gândesc că ar căpăta și o doză de încredere în plus, având în vedere că sunt cot la cot cu idolii lor și sunt cumva lăsați să intre în acest cerc. Da, păi asta e și ideea, asta și îmi doresc și încerc să-i ajut în ideea de a intra în acest grup, de a vedea cum merg lucrurile, iar apoi pas cu pas, în funcție de cum vom reuși să gestionăm și parcursul în această toamnă, să nu fie doar un jucător, să încercăm să aducem săptămânal sau așa alt jucător, cel puțin jucători ăștia care sunt, să-și spun așa, într-o primă fază cu potențial, să putem să-i ajutăm să vină, să vadă ce înseamnă echipa mare, să-și dorească să vină la echipa mare și să aibă visul ăsta de a juca pentru această echipă. Ăsta e obiectivul meu sau ceea ce îmi propun eu pentru jucătorii tineri din Academia noastră. Pentru echipa mare, care e obiectivul sezonul acesta? Asta e principal obiectiv sau poate cel mai important e să stăm cât mai departe cele patru locuri retrogradabile și baraj, adică să evităm emoțiile prin care am trecut sezonul trecut și să adunăm punctele necesare, să avem un joc consistent, un joc plăcut, cu siguranță vor fi și înfrângeri, dar cum a fost și în primăvară, chiar și în cazul în care vor fi meciuri în care echipa nu va câștiga, să dăm absolut totul pe teren, lumea să fie mulțumită de evoluția echipei și până la urmă ăsta e sportul, ăsta e fotbalul, trebuie să fii puternic să treci peste înfrângeri și să te capacitezi să câștigi jocuri. Cred că din punctul ăsta de vedere, poate cu una, două sincope în primăvară, în cele 20 de jocuri jucate, în marea majoritate, echipa a arătat bine și a arătat dorință și atitudine. Cred că e cel mai important lucru. Chiar citeam despre Carlo Ancelotti, ce spunea, și că la el primul criteriu sau cel mai important criteriu e atitudinea. În rest, normal, sunt greșeli, golurile se dau sau se primesc pe greșeli. Dacă faci greșeli, primești goluri normal. La fel și noi când marcăm din greșeala adversarului, de poziționare sau diferite greșeli tactice. Dar cel mai important e atitudinea. Atâta timp cât echipa are atitudine, își dorește, muncește, face sacrificii și dă totul pe teren, chiar dacă la sfârșit rezultatul nu e victorie, nu pot decât să-i felicit și să-i încurajez pe viitor. Pentru că până la urmă fac parte din viața de zi cu zi. Și apropo de atitudine, dacă te-am invitat, nu pot să nu te întreb, pentru că, iată, mai sunt câteva zeci de ore, până când România va disputa cea de-a doua partidă. Prima a fost una care a retrezit spiritele și a scos din nou România în stradă. Ce așteptări ai de la meciul cu Belgia și cum ai trăit partida cu Ucraina, bineînțeles?
Ca să încep cu sfârșitul întrebării tale, partea cu Ucraina, am trăit în avion, din păcate. A anunțat și la voi că am văzut că în unele avioane se anunța Nu, scorul. nu, am plecat de la București spre Iași, avionul a avut întârziere, așa că am aterizat deja, se marcase, am urmărit a doua repriză pe telefon, în mașină. O victorie extrem de importantă. În primul rând, cred că ce spuneam mai devreme, atitudinea a făcut diferența. Iar vis-a-vis de meciul cu Belgia, cred că va fi un meci extrem de greu, pentru că nu-și mai permit belgienii o nouă înfrângere, niciun rezultat de egalitate nu îi va ajuta foarte, foarte mult. Dar în același timp, cred că și acest meci în care Belgia va trebui să riște puțin, va fi, să spun, pentru noi un lucru pozitiv. Pentru că am arătat foarte bine ca organizare, foarte bine așezați în teren, iar pe contraatac, practic asta e caracteristica noastră ca echipă națională. Avem jucători de viteză, pe Drăguș, pe Denis Mann, Florinel Coman, Mihăilă, toți jucătorii care joacă în ben, sunt jucători de contraatac, jucători de viteză, jucători care au nevoie de spații. Cred că în acest joc vom găsi acele spații, cu siguranță. Doar că rămâne să profităm de acele spații, de situațiile care le vom crea și să, e normal, va trebui să marcăm goluri ca să scoatem un rezultat pozitiv. Cred că Belgia are forța necesară să marcheze, chiar dacă noi am arătat foarte bine organizați defensiv și cu siguranță Edi Ordănescu o să continue pe această organizare defensivă foarte bună, pe spații mici, pe densitate. Și sper să reușim să facem un rezultat pozitiv, acest lucru însemnând inclusiv un rezultat de egalitate. Statisticienii spun că România are 92% șanse de a ieși din grupe și de a merge în optimi. La ce procent estimezi tu Eu zic că șansele? suntem calificați 100%, pentru că chiar și în cazul în care, cred, dacă cumva vom pierde cele două jocuri la limită, 1 la 0 sau 1 la 2 la 1 sau așa, practic acest 3 la 0 cu Ucraina ne-a asigurat 3 puncte, un gol averaj pozitiv, care dacă pierdem la limită o să rămânem tot pe plus 1 în cel posibil. Așa că cred că cu acest gol averaj, cu rezultatele care au fost ieri, deja cu echipa Ungariei care deja au gol averaj 1 la 5, practic și 0 puncte, cu 1 la 1 dintre Albania și sau 2 la 2 Albania-Croația, deci Croația sau Albania, deja pot fi două echipe care deja sunt plecate acasă de pe locul 3. Întrebam ieșenii de această dată, pentru că eram la Iași, unde o văd pe România, până unde ar putea ajunge. Cei mai optimiști mi-au spus că vor ajunge în finală, chiar dacă Ianis Hagi nu va putea juca pentru că are nuntă în ziua respectivă. Avem voie să visăm, practic, până la urmă despre asta e vorba. Da, vreau să te întreb pe ieșenii portughezi sau Pe cei români. da, cu siguranță trebuie să visăm, trebuie să credem în echipa națională. Am arătat bine, arătăm bine, cred în momentul de față, ieșind din grupe, practic fiecare joc va fi o finală, un joc care depinde de foarte mulți factori. Eu sper și cred că putem ajunge, nu știu dacă finală, dar cu puțină șansă, poate semifinală sau, eu știu, sper de finală chiar accesibil. Depinde și adversarii care vom întâlni. E, din nou, un aspect important. Ce adversari vom întâlni în aceste jocuri eliminatorii? Și, bineînțeles, că acolo ai și nevoie de puțină șansă. Asta ar transforma naționala de suflet, așa cum este numită acum, într-o națională mai ceva decât cea de aur, adică într-una de platină? Oh, e greu, pentru că acea generație, într-adevăr, a avut meciuri memorabile și n-a fost doar la un campionat mondial sau european, au fost mai mulți ani la rând în care acea generație a făcut jocuri extraordinare. Jucătorii de la acea echipă au jucat la echipe de gen Real Madrid, Gică Popescu, Barcelona, Răducioiu, AC Milan, Dumitrescu, Tottenham sau ce erau niște Cam ca echipe. naționala Ucrainei acum, dacă La e să naționala Ucrainei, din păcate, glumind, da. bineînțeles. Din păcate pentru ei, din fericire pentru Pentru noi. noi. Starurile lor au venit puțin cam superficiale, cam fiecare a jucat individual, lucru care până la urmă nouă ne-a convenit de minune, pentru că noi am fost exact la partea opusă. Am arătat ca un grup unit și am gestionat foarte bine jocul.
Pe final, pentru că ne apropiem de final, aș vrea să te întreb dacă ai un gând pentru suporterii lui FC Botoșani, care, iată, în această perioadă își reînnoiesc abonamentele, își reînnoiesc forțele pentru a fi alături de echipă și, bineînțeles, și de voi, de staful tehnic, în următoarea aventură care va lua startul la mijlocul lunii iulie. Da, în primul rând vreau să le mulțumesc pentru susținerea de care au dat dovadă în primăvară, pentru modul în care au susținut echipa în momente extrem de dificile și să-i rog să vină din nou la stadion, să vină aproape de echipă, pentru că avem nevoie de ei, jucătorii au nevoie de ei și doar împreună vom putea să ne atingem obiectivul și de ce nu să încercăm să fim surpriza plăcută a campionatului, să încercăm să terminăm cât mai sus, să încercăm să ne batem pentru un loc de play-off, iar dacă nu va fi posibil, să încercăm să jucăm pentru Conference League, pentru că cred că împreună jucători, club plus suporteri, vom putea face aceste lucruri. Pentru chiar cred cu tărie și am spus-o peste tot pe unde am fost, că așa susținere și așa suporteri ca la Butoșan, care să fie aproape de echipă, să ajute echipa în momente extrem, extrem de dificile, greu de găsit, cu toate că am jucat și am antrenat Apollon Limassol, unde e o atmosferă incredibilă în campionatul cipriot, dar chiar ca la Botoșan și în meciurile extrem de dificile cu Dinamo, cu Iași, Craiova, sau așa, când au fost și momente foarte grele pentru echipă, au fost alături de noi, ne-au susținut, i-am simțit tot timpul alături de noi și cred cu tărie că împreună putem face lucruri importante în sezonul viitor. Nu te-am întrebat nimic despre cupă. E și cupa un obiectiv? Că duce direct în Europa League. Normal că vom trata cupa cu seriozitate, indiferent de ce grupă vom avea sau ce momente vor fi în campionat. E normal, e o altă șansă de a face rezultate, e important, tocmai de aceea vreau să avem un lot competitiv, valoric, echilibrat cât mai bun, pentru că trebuie să avem forța de a juca meciuri la 3-4 zile și în campionat și în cupă și e o competiție în care încercăm să facem rezultatele care să ne permită să ieșim în fazele eliminatorii, acolo unde orice e posibil, indiferent de adversar. Ce să vă doresc tuturor? Spor în cantonament, să vă întoarceți toți sănătoși, da, și întregi, din câte o bucată fiecare, și să avem nu doar un start de sezon nou, ci să fie bucurie pe tot parcursul sezonului la Botoșani și chiar și atunci când vor fi momente mai puțin fericite, pentru că sunt sigură că ele vor exista, sperăm să fie cât mai rare și să treacă cât mai repede. Mulțumim frumos și sănătate tuturor! Iar noi, dragi botoșăneni și dragi iubitori ai fotbalului din Botoșani în general, ne reîntâlnim pentru o nouă ediție în câteva zile. Până atunci, eu sper ca FC Botoșani să aibă în noul sezon un stadion de fiecare dată plin, precum cel de la meciul cu Ucraina al României, și rezultatele să fie la fel. Vă dau întâlnire la următoarea ediție. Până atunci, să auzim numai de bine și hai FC Botoșani!